Psalmul 15 este un psalm în care am predicat doar la privechi și la mormântare până acum, prea puțin la serviciu divin. Și nu e greșit să predici și textele acestea în biserică. Și nu e greșit să predici și din Vechiul Testament. Este cuvântul Domnului. Și Dumnezeu vrea să ne învețe și scopul mesajului de astăzi este ca Domnul să ne ajute să ne cercetăm fiecare dintre noi, să vedem, merităm noi să locuim în cortul lui Dumnezeu. Te califici să locuiești în cortul lui Dumnezeu? În Apocalipsa, capitolul 20, ne spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Atenție! El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor în cer. Dacă aș întreba în această dimineață, doriți să locuiți în cortul lui Dumnezeu în veșnicie? Amin. Amin, da, dorim. Doar că e o problemă. Dacă aici nu dorim, sau nu locuim, sau nu umblăm, sau nu suntem cu Domnul, nicio șansă dincolo. Dar ce trebuie să faci ca să ajungi acolo, să locuiești cu Domnul? Și teorie cunoaștem. Și fiecare spunem, păi trebuie să te pocăiești, da, așa e. Trebuie să crezi, da, trebuie să crezi. Trebuie să fii născut din nou, da, trebuie să fii născut din nou. Trebuie să te duci la biserică, trebuie să te botezi, așa e. Doar atât? Doar atât? Vreau să locuiesc în cortul lui Dumnezeu, acolo, dar aici? Psalmul acesta este un psalm cunoscut, este scris de David și ați auzit atâtea predici de aici. Psalmul are două idei pe care vreau să le dezvolt și așa cum am spus, scopul este ca Duhul Dumnezeu să ne facă să ne cercetăm fiecare dintre noi. Pentru că toți dorim să petrecem veșnicia în cortul lui Dumnezeu, adică în prezența lui Dumnezeu. Dar cortul este ceva temporar, este trecător, dar cortul simbolizează prezența lui Dumnezeu. Muntele simbolizează prezența lui Dumnezeu. Când David scrie psalmul acesta, în mintea lui deja era clar ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise în Exodul 25 și, și apoi capitolul 26 și foarte multe capitole. Să faci cortul, să ceri de la popor daruri, iată ce să cer, eu voi da oamenilor înțelepciune să facă cortul. Și în capitolul 26 scrie acolo clar cum să facă, dar îi spune lui Moise, să faci după chipul, după imaginea pe care ți-o voi arăta. Și Dumnezeu dă înțelepciune meșterilor și fac cortul și pun acolo lucrurile care erau un cort. Și imaginea în mintea lui David era, Moise se duce la cort, intră în prezența lui Dumnezeu, stă de vorbă cu Dumnezeu, Moise se întoarce din nou la popor și dorința lui David a fost acea dorință de a locui cu Domnul, în prezența Domnului. Și el, în sinceritatea lui, uitându-se la viața lui, pune această întrebare, cine, Doamne, cine va locui? Mă calific eu să locuiesc în cortul tău. Cum interpretăm, cum înțelegem, cum privim, cum ne uităm la psalmul acesta? Sunt unii care atunci când citesc și meditează la psalmul lui David, se uită la acest psalm și văd în el chipul Domnului Iisus Hristos. Pentru că, până la urmă, cine ar putea să locuiască în prezența lui Dumnezeu decât Fiul?
Pentru că toate criteriile care sunt înșirate de David în psalmul acesta se potrivesc cu Domnul Iisus. Dar cu noi, ascultați, umblă în neprihănire, face voia lui Dumnezeu, nu clevetește, nu face rău, nu aruncă o cară. E o listă acolo. Ne calificăm noi. Și sunt unii care se uită la psalmul acesta și zic, aici este imaginea, este chipul Fiului lui Dumnezeu. Nici vorba, niciunul dintre noi nu ne calificăm. Nu putem îndeplini așa ceva. Sunt alții care se uită la psalmul acesta și se uită la partea a doua, versetul 1, cine va locui pe muntele tău? Și văd psalmul acesta sau privesc psalmul acesta ca și la vârful cel mai înalt, Everest, cât are? 8.800 și ceva, nu, 48. Nimeni n-ajunge acolo. Noi suntem aici și să ajung în prezența lui Dumnezeu, împlinind tot ceea ce cere David aici, nu există nicio șansă. Păi atunci ce? Suntem pierduți? Nu mai avem nicio șansă? Nu ne putem califica? Psalmul 8 ne ajută să privim în inima unui om după inima lui Dumnezeu. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și ne dă voie să privim în inima lui, să vedem zbaterile lui. Și el ne scrie aici concluziile lui. Când ne uităm la psalmul acesta, nu trebuie să vedem în el doar vârful de munte Everest sau chipul Domnului Iisus Hristos. Noi ar trebui, și aici vă rog să fiți foarte atenți, ar trebui să-l privim ca un mijloc de evaluare a vieții noastre de credință. Ni l-a pus Domnul în fața noastră astăzi și ne uităm la el ca un mijloc în care ne examinăm viața. Cum crezi că vei ajunge să stai o veșnicie în cortul lui Dumnezeu dacă aici nu iubești părtășia cu Dumnezeu? Și unii oameni consideră că nu trebuie să ai chiar așa mare părtășie cu Dumnezeu. Că vei muri și după ce vei muri se va rezolva și vei fi o veșnicie cu Domnul. David ne spune concluzia la care ajunge el și ne prezintă care este ideea acestui psalm. Și el ne spune două lucruri pe care le voi dezvolta în această dimineață. Omul care este preocupat sau omul care dorește să locuiască o veșnicie întreagă în cortul lui Dumnezeu, atunci, acolo, trebuie aici, pe pământ, să fie preocupat de intimitatea cu Dumnezeu și să trăiască în integritate, în relația cu oamenii și în relația cu Dumnezeu. Nu se poate, spune David, să locuiești în cortul lui Dumnezeu în veșnicie, dacă aici nu tânjești, nu dorești, nu stai în intimitate cu Dumnezeu. Dar ce e asta, intimitate cu Dumnezeu? Înseamnă mai mult decât a merge la biserică. Înseamnă mai mult decât a citi Scriptura. Înseamnă mai mult decât a posti. Toate lucrurile acestea sunt importante. Dar David, după ce stă înaintea lui Dumnezeu și manifestă interes prin întrebarea pe care o pune, Doamne, cine va locui? Concluzia lui la care ajunge, el mi-o prezintă în psalmul acesta. Și prima idee a lui este, cel care dorește să locuiască acolo, în cortul lui Dumnezeu, o veșnicie întreagă cu Domnul, trebuie aici să manifeste interes sau să fie preocupat de intimitatea cu Dumnezeu. Observați pe David. Doamne, cine va locui? Să fii cu Domnul.
Asta înseamnă mai mult decât să stau Scriptura și să iau Scriptura să citesc. E important. Este important să mergi la biserică, să slujești. Dar când ne gândim noi, cine va locui Domnul, cu Domnul o veșnicie întreagă, venim și spunem, ăla care slujește, ăla care e nelipsit de la biserică, ăla care postește, ăla care dă bani la biserică, ăla... Și David nu vorbește de lucrurile acestea, ci el vine și spune, dacă ești preocupat de intimitate, să stai cu Domnul, cum dorește un cer, izvoarele, iată. Așa te dorești. Altfel ne amăgim. Și vreau să spun ceva. Cei care sunt întrecuți de 60 de ani, dar și ceilalți, ne apropiem încet de plecare. Nu mai știm când e. Și cred că dorința noastră a fiecăruia, acum pe, să numesc ultima sută de metri, să dorești mai mult intimitatea cu Dumnezeu decât televizorul. Să dorești mai mult acea părtășie cu Domnul. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă atunci când iei Scriptura și citești și e singur cu Domnul, ai și o foaie acolo, citești și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Ascultă șoapta Lui. El îți va vorbi. Și apoi notează ceea ce îți spune. Și nu lăsa să te deranjeze nimic. Ci stai în prezența Lui, poate dimineața, sau stai și asculți vocea Evangheliei și Dumnezeu îți vorbește și ești tu și radio și asculți. Și dintr-o dată te trezești că o cântat o cântare și apoi te duci la activitățile tale, dar tu cânti cântarea aia. Pentru că a intrat în mintea ta, în inima ta. Îți place așa de mult. Trăjești după părtășie, după intimitatea aceasta cu Dumnezeu. Și David ajunge la această concluzie. Preocuparea lui, de fapt, era să stau cu Domnul. Doamne, cine? El, David, un om după inima lui Dumnezeu. Ne dă voie să privim în inima lui. Dar se pune următoarea întrebare. Cum ar putea un om nelegiuit să locuiască în prezența Domnului? Un om păcătos. Că toți au păcătuit. Toți suntem păcătoși. Psalmul 5 cu versetele 4 și 5 spune căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Auziți? Cum te vezi? Bun? Ești bun sau rău? Nu cum te văd alții și să spună despre noi că ne place, că băi, ești un om bun. Dar urât când spune cineva despre noi, mă, rău ești. Ești un om rău. Dar textul spune în Psalmul 5, căci tu nu ești un Dumnezeu care să-i placă rău și cel rău nu poate locui. Noi păcătoși, n-avem nicio șansă. Dar îl binecuvântăm și mulțumim Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a venit, a părăsit slava, a venit la noi. A luat păcatele noastre asupra Lui, a murit pe cruce. Ne-a îmbrăcat în neprihănirea Lui. Și El ne-a arătat calea, de fapt El este calea. Și prin Hristos devenim vrednici și putem să locuim în cortul lui Dumnezeu. Atenție însă! Dacă dreptul de a locui ne-a fost câștigat cu Domnul, ne-a fost câștigat de Domnul Iisus Hristos, nouă, aici pe pământ, în anii pe care îi mai avem de trăit, ne revine responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a cultiva această dorință după intimitate cu Dumnezeu. Eu m-am întrebat, pregătind predica, care e cea mai mare dorință mea? Ce-mi place cel mai mult? Ce caut cel mai mult? Părtășia cu Domnul? Tânjesc după intimitate cu Dumnezeu? Numai eu și Domnul? Și dis de dimineață, probabil că unii, când vă povesteam la casa pastorală, când mă trezesc
lucrează în casa pastorală, mă trezesc dimineața, îmi fac cafeaua, ies în grădină, ascult păsările, stau, mă gândesc la Dumnezeu, unii poate azi răzut, cine spune asta. Astea sunt momentele de intimitate cu Domnul. Când stai și îl lași să-ți vorbească și te rogi. Deci nouă ne revine responsabilitatea de a cultiva această dorință după intimitate cu Dumnezeu. Interesant, psalmistul spune un lucru cer de la Domnul, Psalmul 27:4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc. Care era lucrul ăla? Aș vrea să locuiesc toată viața mea. Doamne, mă gândeam când eram copil. Cum am toată viața? Că 3 ceasuri în biserică de dimineață, când eram copil, treceau greu. Am alea mai redus. Și după masă și părinții ne trimiteau acolo. Și psalmistul ce să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Ca să privesc frumusețea Domnului. Să mă minunesc de templul Lui. Iar Psalmul 84, versetul 10. Căci mai mult face o zi în curțile Domnului decât 1000 în altă parte. Ce vrea să spună psalmiștii aici? Satisfacția pe care o câștig când stau în prezența Domnului nu se poate compara cu toate realizările sau toate experiențele pe care le ai într-o 1000 de zile în altă parte. Așa e în viața noastră. Uneori am impresia că venind la biserică am bifat un lucru, Domnul ține cont, o să petrec veșnicia cu El. Am cântat, am mai bifat ceva, am postit, am citit Scriptura, am mai bifat ceva. De asta nu este dorință de intimitate cu Dumnezeu. Ci poate e odăița ta. Când stai tu și lași pe Dumnezeu să-ți vorbească, ai citit și taci. Taci înaintea Domnului. Și El îți vorbește. Și Dumnezeu atinge mintea și atinge inima și transformă și schimbă. Dacă dorim așa ceva, înseamnă că dorim aici intimitate, vom locui în cortul lui Dumnezeu. Acum, întrebarea care mi-am pus-o, este Dumnezeu mulțumit de părtășia mea, intimitatea mea cu El? Că dacă Dumnezeu este mulțumit, nu mă interesează dacă ceilalți sunt sau nu sunt mulțumiți. Dacă Dumnezeu este nemulțumit, nu mă interesează că ceilalți sunt mulțumiți. Toată viața mea, de când m-am pocăit, am căutat să fiu punctual la biserică și până n-am fost păstor, și după ce am fost păstor, și după ce am ieșit la pensie, în oricare biserică unde mă duc, așa m-am învățat. Și unii au văzut din asta, ce lucru bun, uite-mă, popa, mere, conceasă în anticul, pat, e bine. Dar nu contează ce zic oamenii, ci contează părerea lui Dumnezeu. Dacă El este sau nu este mulțumit. Deci prima idee a psalmului este cel care va locui în cortul lui Dumnezeu, acolo, și toți dorim, este preocupat încă de aici, de a petrece timp cu Domnul, de a sta în intimitate cu Domnul. Doamne, pune această dorință. De fapt, este responsabilitatea noastră să cultivăm. Și așa că cei peste 60 de ani, haideți să ne străduim. Haideți să stăm mai mult în prezența Domnului. Că o facem în biserică, că o facem acasă. Stai la vase, soră, și speli vasele sau pregătești mâncare, cântă. Roagă-te. Conduci mașina, ești șofer și mergi prin țară, cântă, roagă-te. Lucrezi ceva, cântă. Umpleți mintea cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vom gusta acea părtășie, acea intimitate cu Domnul. A doua idee pe care, de la versetul 2, David caută să dea răspuns la întrebări și ne prezintă următoarea idee a psalmului acestuia. Cel care dorește să trăiască în cortul lui Dumnezeu în veșnicie, nu doar că este preocupat de intimitatea cu Domnul aici, pe pământ, ci el este cel care umblă sau trăiește cu integritate în relația
cu oamenii și cu Dumnezeu. Ce înseamnă integru, cinstit, onest, drept. Efeseni capitolul 4, versetul 1 spune cuvântul Domnului: să vă purtați în chip vrednic. Psalmul se încheie așa: cel ce se poartă așa și nu altfel. Stai un pic. Așa mă port. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Pavel spune bisericii din Efes să vă purtați. Dumnezeu este preocupat de purtarea noastră. Mai spuneam nu de mult în biserica din Tulca, la teorie luăm nota 10. Ați cunoscut elevi care la școală erau de nota 10 și totuși au rămas? Sau, domnul profesor, poți să rămâi repetent dacă iei 2 la purtare și restul ești de 10? Se poate? Au fost cazuri? Oare, din punct de vedere teoretic, suntem foarte buni. Dar, practic, care ar fi nota pe care ne-ar da Domnul? Ce notă ne-ar da? Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Poziția noastră este de fiu al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu. Și poziția noastră trebuie să determine purtarea noastră. Psalmul 15 ne spune de la versetul 2, David: uitați-vă cum se poartă un om integru. Care este preocuparea omului integru? Umblă în neprihănire. Și acum trebuie să fim foarte atenți. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor? Dacă neprihănirea voastră, dar cum se arăta neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? Îi vedeai după modul în care erau îmbrăcați. Și umblau prin piețe. Acum, această neprihănire nu vizează doar aspectul religios manifestat în exterior. Pentru că fariseii arătau această neprihănire în exterior și Hristos, care le cunoștea interiorul lor și inima lor, îi mustră și dur cu ei. Există riscul ca interiorul să fie stricat. Dar ne uităm la exterior. Dar este important cum ne îmbrăcăm. Și este foarte important cei care ies la închinare și cei care cântă cum vin îmbrăcați. Dar nu poți să pui doar neprihănirea pe exterior. Și să vii să spui, dacă ești bine îmbrăcat, dacă nu ai podoabe, dacă nu ai cu tare lucru, gata, ești neprihănit. Această neprihănire nu vizează doar aspectul religios manifestat în exterior, ci este acel mod în care voia lui Dumnezeu se vede și se aplică în fiecare domeniu al vieții mele. În familie, la școală, la locul de muncă, se manifestă voia lui Dumnezeu în orice domeniu. Și, foarte pe scurt, David ne prezintă în această listă și ne spune următorul lucru. Toți oamenii care vor să locuiască în cortul lui Dumnezeu trebuie să se poarte într-un anumit fel. În ce fel ar trebui să se regăsească integritatea unui om care dorește să locuiască împreună cu Domnul? Și ne prezintă 4 domenii. În primul rând, în cuvintele noastre. În al doilea rând, în convingerile noastre. În al treilea rând, în credincioșia noastră. Și în al patrulea rând, în câștigul nostru. Și foarte pe scurt, vreau să le iau pe fiecare. Observați, în primul rând, integritatea pornește de la cuvintele noastre. Ceea ce vorbim arată ceea ce suntem. Biblia ne spune că din inima omului ies. Și am zis, Doamne, iartă-mă și ai milă de mine. Uneori, când nu vedem, când nu suntem atenți, fie firea începe să vorbim și spunem cuvinte, toți greșim.
Și nu cred că există un om care să nu greșească în cuvinte. Dar uneori ne-am obișnuit cu felul acesta de a vorbi. Uneori suntem ironici. Alteori batjocorim. Alteori ne aprindem. Fără să ne dăm seama că integritatea se vede sau pornește din cuvintele noastre. Doamne, dă-ne înțelepciune. Vorbirea voastră să fie, ne spune Scriptura cum să fie. De multe ori am greșit aici, frașilor, trebuie să ne pocăim și Domnul să ne ajute. Dar Scriptura ne spune și David, în textul acesta, ne spune că omul care va locui cu Domnul, trăiește în integritate în relația cu El și trebuie să evite două extreme. Și aceste două extreme sunt bârfa sau clevetirea și a doua extremă, flatarea sau vorbe fără acoperire. Mă, noi nu considerăm clevetirea sau bârfa păcat mare, nu? Sau ce păcat e ăla? Și pentru că nu-l considerăm, nu ne pocăim de el. Și nu ne schimbăm. Dar toți clevetim. Și toți bârfim. Dar nu ne mai pocăim. Și tragem speranță că vom ajunge și vom locui în cortul lui Dumnezeu. În veșnicie. Și ne apropiem de veșnicie. Și Domnul ne aduce în dimineața aceasta și ne pune acest cuvânt ca să ne tragă un semnal de alarmă, să spună frate și soră. N-am zis soră și frate, ci frate și soră. Ai grijă cu clevetirea. Ai grijă cu bârfa. Acum, ce e bârfa? A spune despre altcineva lucruri pe care n-ai curajul să le spui în față. Pe cine se dea? Pe Daniel. Mă duc și mă întâlnesc cu Ionuț. Băi, auzi de Daniel, mă. Păi fii atent, așa, așa, așa. Și încep să spun despre el. Și îl împroșc cu noroi. Dar niciodată n-aș avea curajul să-i spun în față, chiar dacă unele lucruri ar fi adevărate. Dar nu-i, uite, nu mă privește pe mine să împroști pe noroi pe fratele meu. Mai avem obiceiul, mai când ai terminat și a ieșit profesorul la pensie, să vezi cum îl împroști cu noroi. Ăla! Sau directorul, domnul Lucaci, era să zic, Dumnezeu să-l ia. Da. Ce-o făcut cu noi? Dar în față nimeni n-are curaj. Să nu mai zic de păstori. Când ies păstorii la pensie, atunci să vezi. Și spui, și dă. Și unii au satisfacție. Chiar au satisfacția asta. Și așa se simte bine când pot să spună despre cineva. Fără să conștientizeze că e păcat. Și nu ne pocăim de bârfă și de clevetire. Domnul să ne ierte. Și frașilor, vă spun sincer. Domnul ne dă cuvântul acum ca să ne cercetăm și să ne pocăim. Că noi toți vrem să fim acolo, toți. Și vrem să locuim. Dar considerăm că e un păcățel așa mic. A doua extremă este flatare. Spuneam vorbe fără acoperire. Cuvintele pe care le rostim în fața altora, dar în realitate nu le-am spune nimănui. Este un mod de a te juca cu cuvintele. Știi, te duci la patron și îi spui, vei avea o pilă, perii frumos, poate îmi mărește salariul. Sau ai nevoie de păstor și îi spui, așa îmi place cum predici. Ai o voce așa plăcută și după ce ai vorbit cu el, mergi și îl vorbești, lasă-l mă și pe ăsta. Nu e așa că ne regăsim în piesa asta? Și cred că ar trebui să ne smerim înaintea Domnului și să ne pocăim. Vorbești lucruri frumoase despre cineva pentru că urmărești un câștig, un avantaj. Un om integru evită aceste două extreme. Bârfa, clevetirea și flatarea. Doamne, dă-ne înțelepciune. Dar integritatea David continuă în psalmul acesta și în versetul 4 ne spune că trebuie să se manifeste și prin convingerile noastre. Un om cu convingeri are curajul să stea pentru adevăr, indiferent de preț. Exemple? Din Scriptură avem destule. Aduceți-vă aminte de Ștefan, primul martir creștin.
a fost omorât cu pietre. Dar convingerea lui, și el stă și spune în fața liderilor, dar voi l-ați răstignit, Hristos este Mântuitorul, văd cerurile deschise. Daniel, în Vechiul Testament, să nu se roage nimeni, el făcea lucrul ăsta de 3 ori pe zi, a rămas cu aceste convingeri, onorându-L pe Dumnezeu, chiar dacă a trebuit să plătească un preț. Apoi, integritatea se manifestă și prin credincioșie. Versetul 4, partea a doua, el nu-și ia vorba înapoi. Adică este un om pe care poți conta. Da, a lui este da. Nu, a lui este nu. Dacă o zis că, băi, la ora de vin și te ajut, îs acolo și fac. Dacă o zis nu, îi nu. Și aici trebuie să fim foarte atenți că și aici greșim de multe ori. Să nu se supere meseriașii de aici din biserică. Să nu promiteți la nimeni că vă duceți să faceți ceva dacă nu puteți să faceți. Nu mă pricep la meserii, nu. Dar am auzit și sunt exemple că ai chemat un meșter să facă ceva la casă și e bine să te domnești cu el de la început. Și el vine și spune, zidul ăsta sau camera asta, o tencuiesc și o fac, atât ai prețul. Urât lucru. Că după ce ai discutat, vine și îți face lucrarea și zice, stai amuncă, e mai mult. Își schimbă vorba. Nu atât. Îmi dai mai. Nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Așa? Doamne, îndură-te de noi. În al patrulea rând, integritatea se manifestă și în privința câștigului. Da? Cum e asta, mă, cu? El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amintă împotriva celui nevinovat. Integritate care se manifestă în privința câștigului. Să știți că am căutat să văd comentarii la psalmul acesta și peste tot am găsit că aici nu e vorba de a da bani împrumut. Cineva spunea, dacă dai bani împrumut, atâția să dai încât să fii dispus să nu-i mai capeți. Acum cei care ați luat bani, dați bani înapoi. Să-i dați înapoi dacă ați luat bani împrumut. Aici nu-i vorba nici să nu iei bani de la bancă. Ci ideea care se transmite aici este cămătăria. Știți că sunt cămătari care uneori pățit-o. Și am avut de dat. A venit un prieten pocăit la mine și a zis, mai nu mai am încredere în bancă. Am bani mulți. Dar nu-i bag în bancă. Acum mulți ani. Auzi, nu cunoști pe cineva care ar avea nevoie de bani, de a-și da cu dobândă, că am auzit că se practică. Îi dau o sumă de și în fiecare lună îmi dă dobândă, mă zic, nu cunosc pe nimeni. După 2-3 zile vine un alt frate la mine și zice, băi, lucrez pământul și m-am încurcat-o rău. Un an de zile n-am câștigat nimic, n-am putut să dau la oameni. Banca îmi cere bani, n-am bani. Nu știi pe cineva care dă bani împrumut. Îi dau dobândă. Și eu crezând că fac bine, mi-am adus aminte și am pus în legătură pe cei doi. No, vorbiți-vă voi. Amândoi erau frați. Amândoi erau prieteni cu mine. Ăla s-a bucurat cu da banii și făcea el calcul cât va câștiga în fiecare lună. Celălalt s-a bucurat că a primit banii și mai poate a stupat pe unde trebuie să dea. Au trecut 6 luni, nu i-a dat nimic. Au trecut un an, nu i-a dat nimic. Acum, la cine credeți că a mers ăla care a dat banii? La mine, nu? Bă, frate, ghiță, uite, că am găsut pe el, știi, mă, și... Măi, dar ce am făcut? Deci, știi ce? Ne urcăm în mașină și mergem de 200 de kilometri până la el. Ne-am dus. Când am ajuns acasă, noi am venit după bani. Uite, a trecut atâta timp. Știi, dar n-am. Nici la bancă nu pot să dau. Să vând copiii. Și discuții și mai să strică relațiile. Așa de rău mi-a părut. S-a uitat.
O trecut câțiva ani. O persoană respectivă, credincios Domnului, Domnul l-a ajutat și a făcut rost de bani. După câțiva ani, i-a dat banii și ăsta care i-a dat împrumut a zis, eu sunt mulțumit că îmi dă câți i-am dat. Nu îmi trebuie nicio dobândă. Eu sunt bucuros că îmi dă bani. Celălalt, în sinceritatea lui, a avut datorie la bancă și s-a dus într-un oraș, a căutat sediul băncii, că a început altă afacere și i-a mers bine. Și a zis, acum dacă am bani, mă duc să mă plătesc. Și când a ajuns acolo, a aflat că s-a mutat banca, s-a desfințat și nu a mai dat niciun bani la bancă. Nu-i bine să te joci cu cămătăria. Dar ideea pe care David ne-o dă în această dimineață este, dacă dorești să petreci veșnicia în cortul lui Dumnezeu, și Apocalipsa ne spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul lui. Adică o veșnicie întreagă în prezența lui Dumnezeu. Dar ce o să facem? Nu o să ne plictisim. Nu! Dar trebuie să ne obișnuim de aici. Cu intimitatea cu Dumnezeu. Cu părtășia cu Domnul. Și David ne spune, vrei să trăiești acolo, în cer, o veșnicie întreagă în cortul lui Dumnezeu? Atunci manifestă interes. Fii preocupat aici de intimitatea cu Dumnezeu. Da, Hristos ne-a câștigat dreptul, noi nu merităm, dar nouă ne revine responsabilitatea de a trăi așa. Vrei să ajungi să petreci o veșnicie în cortul lui Dumnezeu? Ai grijă cum îți trăiești viața. Trăiește cu integritate în relația cu Domnul și în relația cu semenii. Doamne, ajută-ne! Frați și surori, nu-i de glumă cu mântuirea. Nu este un lucru de apucat. Să nu ne amăgim că dacă ne-am botezat, dacă mai știu ce facem, nu. Trebuie să manifestăm. Eu tot mereu mă întreb, cum poate unul să creadă că va ajunge în cer, dacă aici fuge de Dumnezeu? Nu-L caută pe Dumnezeu. Dacă nu-i place Scriptura, nu-i place Biserica, nu-i place rugăciunea, dacă nu împlinește Cuvântul, trebuie să faci legământ cu Domnul. Trebuie să te pocăiești. Prietenii care atunci când am venit în urmă cu 24-25 de ani aici, erau prieteni, tot prieteni sunt. Dar ce cred? Că vor ajunge în cer, că vin la biserică? Că unii au venit jos, dar eu cotizez acolo. Frate, a murit tata, eu nu am fost botezat, e aparținător, dar întreabă casierul cât o dat. Dacă nu o dat, noi dăm. Dar ce crezi că asta va face să, te va face să ajungi în cer? Dacă nu te pocăiești, dacă nu intri în legământ cu Domnul, dacă nu cauți intimitatea cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, dacă nu trăiești în integritate în relația cu Domnul și cu semenii, nici vorbă, o viață întreagă să vii la biserică. Nu-L impresionăm pe Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să cerceteze prietenii casei Domnului. Aveți curaj și faceți pasul acesta. Spuneți-i fratelui Cristi. Pe la unii au fost pe acasă. Au încurajat. Au promis. Căutați-L. E sufletul vostru, veșnicia voastră. Dar Domnul să ne cerceteze și pe noi, frați și surori. Să ne dea înțelepciune. Să tânjim, să dorim părtășia cu El, intimitatea cu El. Și să fim atenți la umblarea noastră. Purtați-vă într-un chip vrednic. Doamne ajută-ne! Binecuvintează-ne și rămâi cu noi. Amin.